Inspectoratul pentru situații de urgență Bucovina al județului Suceava scoate la concurs în vederea ocupării prin încadrare directă și sau rechemare în activitate două posturi de execuție vacante. Este vorba despre un post de ofițer specialist 1 în cadrul serviciului logistic compartimentul patrimoniu imobiliar și un post de ofițer specialist 2 în cadrul structurii de securitate componenta de securitate pentru tehnologia informației și comunicațiilor. Printre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cei interesați de ocuparea posturilor se numără cetățenia română și domiciliul în România, cunoașterea limbii române scris și vorbit, capacitate deplină de exercițiu, să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic, să aibă vârsta minimă de 18 ani împliniți, să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate, să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea, să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni, să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani, să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege. Cererea de înscriere la concurs, copia actului de identitate, CV-ul și declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare se transmit la adresa de e-mail resurseumane@pompierisv.ro până la data de 4 octombrie 2021, ora 12. Dosarul de recrutare în volum complet urmând a fi transmis în format electronic până la data de 11 octombrie, ora 12. Mai multe detalii se găsesc pe site-ul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bucovina al județului Suceava.